linii până în, până în barieră. Domnul Cernat. Pe Lili ne încurcăm. Da, n-a dus o, n-a mașina. Că dacă nu era Lili, o țineam drept la Bărdești. Și ne mă lua cu mașina fabricii și era cel mai bine. Hai că ducea și pe Lili. Nu poți să ce acasă? Da. Că dacă mie îmi spune de, de motorina asta și îmi spune mie cum e, chiar că mă ia, dacă deschide și deschide ca și subiectul ăsta, chiar că ca nu să mai are consum, nicio mergi încet ca să-ți iar consum. Nu mai e nicio limită. Când m-am uitat eu... Pe deasupra, dacă mergi încet, fierbezi motorul. Și ardeți ambreiajul. Nu poate să-mi zic acum că mă duce pe mine și mă duce că unde mă duce așa o consumă pentru mine. Cât am văzut eu la viața mea și când m-a acertat directorul și consul. Ziceam că stă la post. M-a întrebat dacă directorul va să zice. Ce m-a întrebat dacă stau la pod și ce zici? Dacă? Dacă stau la pod și ce zici? Da? Ai zis că dacă îmi trece curul, stă la podul ăla și face ce zici? La pod. Păi corect, așa, eu nu scăl toți la mine și nu reproșez și nimic. Dar așa ca chestii. Nu era mare lucru. Nu mă, vineri nu mai vine. Mă duc dracu de un moment dat. Lucian îmi spune acum, să nu vreau, fac o mare cândă. Nu mai stau, să stau noaptea, să fac, nu. Nu, nu pot. Îmi spui, domnul directul mi-a spus că mine Mihaela să nu lipsesc vinerea, Mihaela, vedem că am lipsit Mihaela și că am lipsit eu. Dacă nu stai, nu stai, ia, dacă nu stai. Nu spune nimeni că nu stai, ce trebuie să nu poate, dar nu mai păi nu, dar de ce? Nu te vei. Să fie cineva acolo. Păi nu, e nu. Da. Ce trebuia era să-ți iei concediu o zi sau o săptămână și de ce să fie calamitate. Că doar sunteți fani, nu? Eu mă duc la treaba cu armății. Când povestea domnul Cernat că era un șofer care își luase motor mare și cu iubita mașină să-i prindă niște la un port ăsta nou, a zis o crește și și-a dat domnul. Vezi, dacă trecem la cădare, nu are apă multă. N-are. Îți zic că dacă faci gestul ăsta, e și doar că vrut gâtul. De apă n-are. Dar nu mai pot. Nu mai pot.
Te apropiem de girator. Și dacă te apropii de girator, ce? Către trenul e... Nu, lasă. Așa e până la Bălen. E până la... Nu, e până la... Aia nu e până la dreapta. Până la Baton. Dacă e tren așa, îl aștept pe ăla. Să-l transpaneze. Să vină de acolo. Nu e trenul la 5, la nu știu. Nici alea care erau... care le știam la orele alea. M-am uitat pe alea, după ele erau trenuri. La ore... Pe poarta aceea. Da, da, da. A, face sens. Voi nu vedeți, mă, că vă înghesuie ăștia după partea asta. A, face sens. Cât sunteți. Da, mă. Ăla vine frumos să bagă și voi stați în bă, că o întâia, că sunteți voi șmecheri. Da, mă, Gigel, eu am căzut ăștia să duc în față. Aici. La barieră. Și mă, acum... Acum... Toți ești tot felul de proști. Ăla îi dă prioritate lui ăla. Intră direct cu el. Seară, ce dracu, cina? Caute, bă, ce am făcut eu. Nu puteam să bea, mă iau după el. Thank you.